Iar șirul tragediilor nu se oprește aici. Doi tineri au ajuns la spital după ce au fost înjunghiați undeva în zona stadionului municipal din Drobeta Turnu Severin. Agresorul a fost reținut de către polițiști și va răspunde în fața legii pentru tentativă de omor. Atenție, detalii care vă pot afecta emoțional. O ceartă între victime și agresori s-a transformat într-un atac sângeros cu cuțitul într-o parcare din zona stadionului municipal din Drobeta Turnu Severin. Motivul agresiunii nu e încă cunoscut, dar se pare că victimele și agresorul se cunoșteau și fuseseră chiar prieteni. Conform martorilor, cei trei ar fi avut o discuție aprinsă, iar la un moment dat agresorul a scos un cuțit cu care și-a atacat prietenii. Unul dintre tineri, în vârstă de 20 de ani, a fost rănit în zona umărului, în timp ce cealaltă persoană, o tânără de 26 de ani, a fost rănită în zona pieptului. În fericire, rănile nu au fost foarte grave iar cei doi au putut să se deplaseze la spital cu mașina personală unde au primit îngrijiri medicale. După atac agresorul, un tânăr de 20 de ani a fugit de la fața locului. Acesta a fost reținut la scurt timp de către polițiști și e cercetat de către anchetatori pentru tentativă de omor. În ultima zi a anului, un atac similar a avut loc și în județul Botoșani, acolo unde o fată de doar 14 ani a fost înjunghiată de 25 de ori de un tânăr de 21 de ani. Trupul tinerei a fost găsit de mai mulți localnici într-o baltă de sânge care au chemat ambulanța. Din păcate, fata nu a mai putut fi salvată. Și în acest caz, atacatorul a fugit de la locul faptei și prins ulterior de polițiști. Acesta se află sub arest preventiv pentru 30 de zile și va fi judecat pentru crimă.